Eu mereu particip la alegerile și din Republica Moldova și din România, însă la acest referendum eu nu particip, deoarece eu nu pot să votez pentru drepturile omului, dreptul de a iubi sau dreptul la proprietate. De când e lumea și pământul, e dat ca familia să fie constituită dintr-un bărbat și o femeie. Și pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, eu cred că facem tot un bine. Noi considerăm că risipa aceasta financiară ar fi putut fi canalizată corespunzător pentru repararea școlilor, pentru repararea spitalelor de copii. De fapt, acest referendum este un atac asupra drepturilor oamenilor și asupra vieții private a oamenilor. Iar cei care ies astăzi la referendum ar trebui să conștientizeze că astăzi ei se bagă în viața cuiva și votează sau decid drepturile cuiva. Iar mâine, la fel, cineva poate să facă cu drepturile lor și cu viața lor privată. Cred că e foarte important legea asta să fie aprobată și să nu mai audă vreodată de votări, de să voteze încă o dată, că nu știu ce, că ar putea să se mai schimbe. Deci așa a lăsat Dumnezeu și așa cred că și noi, fiind creștini, să continuăm mai departe. Eu, în primul rând, nu știu despre ce vor ei să facă cu acest referendum, care e scopul lui, așa pentru ce s-au cheltuit aproximativ 35 de milioane de euro, din câte am înțeles, și nu știu care o să fie schimbările cu acest referendum. Eu ceea ce am văzut din rețelele de socializare și în ultimele săptămâni, am văzut dezbinare în societate în două tabere. Am văzut ură, multă manipulare, multă informație eronată, mai ales persoanele care sunt foarte puțin informate.